Un șofer român de taxi a fost ucis la Londra, tânărul a fost înjunghiat mortal în propria mașină în fața unei școli din oraș. Principalul suspect este clientul care îl chemase pentru o cursă printr-o aplicație mobilă și care acum este căutat de poliție. Un român din Oradea care lucra ca șofer de taxi în Marea Britanie a fost ucis cu sânge rece miercuri seara în fața unei școli din Tottenham Hale, o suburbie a Londrei. Gabriel Bringhie, de 37 de ani, a fost descoperit de un șofer de autobuz care observase că nu mai mișcă și care a alarmat autoritățile. Oradeanul a fost găsit de paramedici în stare gravă și, în ciuda eforturilor, medicii nu au reușit să-l mai salveze și au constatat decesul. Bărbatul fusese atacat în propria mașină, iar anchetatorii cred că autorul este cel mai probabil clientul care îl chemase pentru o cursă printr-o aplicație mobilă. Sora Orădeanului, stabilită tot în Marea Britanie, a reușit să intre în contul acestuia de pe aplicația mobilă de taxi, iar ultima călătorie nu era încheiată. A putut vedea de unde a preluat clientul foarte aproape de locul în care a avut loc crima. Potrivit acesteia, clientul se pare că era drogat și a rezervat o cursă de câteva lire. Poliția se află încă în primele etape ale anchetei și încearcă să stabilească acum motivul acestei crime. Primele informații arată că din mașină nu lipsea nimic, iar anchetatorii de la Scotland Yard au făcut apel la eventualii martori să transmită orice informație care i-ar putea conduce pe urmele criminalului. Gabriel este a 12-a persoană care a fost înjunghiată la Londra în acest an și a 5-a doar în ultimele zile. În timp ce polițiștii îl caută pe criminalul Oredeanului, sora lui încearcă să strângă bani pentru repatrierea trupului acestuia și a deschis o pagină de donații în acest sens. Românul locuia de 13 ani în Marea Britanie și era șofer de taxi în Londra din 2015. Oredeanul era logodit și era să se căsătorească în acest an. Nunta fusese amânată din cauza pandemiei.